În cadrul ceremoniei, 4 ofițeri și un subofițer au fost înaintați la gradul următor. Un alt moment al evenimentului a fost cel al trecerii în rezerva 2 subofițeri, plutonierul ajutant șef Ioan Buda, după mai bine de 30 de ani petrecuți în rândul pompierilor maramureșeni, și plutonierul ajutant Dumitru Iuga, din cadrul gărzii de intervenție Bogdan Vodă. La festivitate a participat și prefectul Nicolae Silviu Ungur, care l-a mulțumit pompierilor și a felicitat pentru întreaga activitate.